Decizia de suplimentare a bugetului pentru programul menit să încurajeze achiziția de autoturisme electrice a fost luată după ce, pentru prima dată în istoria programului Rabla Plus, întregul buget pentru persoanele fizice care își doresc să-și achiziționeze mașini electrice a fost epuizat. Pentru prima dată în istoria programului Rabla Plus, întregul buget pentru persoanele fizice care își doresc să-și achiziționeze mașini electrice a fost epuizat. Știți deja că anul acesta Rabla Plus a demarat cu cel mai mare buget de când există programul. 140 de milioane de lei, cu 45% mai mult decât în 2019, când bugetul a fost de 95 de milioane de lei. Și evident, pentru a veni în sprijinul românilor, am păstrat cea mai mare primă pentru achiziționarea unei mașini electrice din Europa, circa 10.000 de euro. Bugetul pe care îl avem la dispoziție ne permite pentru 2020 să oferim circa 3.000 de vouchere pentru români care își doresc un mijloc de transport prietenos cu mediul, electric și evident care să polueze foarte puțin. La această dată avem deja pentru persoanele fizice un număr de rezervări aproape dublu față de anul trecut de mașini ecologice achiziționate prin administrația Fondului de Mediu. Putem spune că este un succes neașteptat, mai ales prin condițiile pandemiei prin care am trecut cu toții, în care industria auto a avut de suferit, dar astfel arată că apetitul românilor a crescut pentru mașinile electrice moderne, cu emisii scăzute sau chiar zero de gaze cu efect de seră sau dioxid de carbon. Ministrul Mediului a explicat că această majorare permite achiziția unui număr record de mașini electrice, circa 4.000, mai multe decât în ultimii 4 ani la un loc. Trebuie să continuăm pe acest drum și să stimulăm la nivel național achiziția de mașini electrice, dacă ne dorim cu toții și cu adevărat să respirăm un aer mai curat în marile orașe ale României. Și pentru asta, dragi români, am decis să suplimentăm bugetul AFM pentru programul Rabla Plus, pentru a-i sprijini pe toți românii care își doresc să-și achiziționeze un mijloc de transport, un autovehicul electric sau hibrid, prietenos cu mediul. Am dispus demararea procedurilor pentru suplimentarea bugetului administrației Fondului pentru Mediu, pentru programul Rabla Plus, cu 60 de milioane de lei. Astfel, pentru anul 2020, bugetul programului Rabla Plus va ajunge la 200 de milioane de lei. Ceea ce vom face cu această majorare e că vom oferi românilor posibilitatea să-și achiziționeze un număr aproape istoric, record, de mașini electrice. În 2020 am putea ajunge la 4.000 de mașini electrice, evident, mai mult decât s-au achiziționat în toți cei 4 ani de când funcționează programul Rabla Plus în România. Dacă în ultimii 4 ani s-au achiziționat 3.000 de mașini electrice sau hibrid în țara noastră prin programul Rabla Plus, numai în 2020, Guvernul României sprijină achiziționarea a 4.000 de mașini electrice. În acest fel, continuăm investițiile de asemenea în tot ceea ce înseamnă măsuri verzi în țara noastră, vom sprijini de asemenea investiții în infrastructura verde, stații de încărcare, pentru că cred că vom ajunge la un apetit ridicat din partea românilor abia atunci când vom putea avea stații de încărcare, indiferent de unde până unde circulăm, fie că vorbim de la Suceava la Giurgiu, de la Constanța la Arad.